Conducerile de spitale de urgență din România sunt tot mai nemulțumite de faptul că, în conformitate cu actualul contract cadru de plată a serviciilor medicale, sunt decontate doar serviciile care provin din internările bolnavilor cronici și nu cele din urgențe. Este bine să precizăm că în această perioadă, deci în 8 luni calendaristice, în Spitalul Municipal Roman s-au internat un număr de 15.520 de pacienți, pe cele 666 de paturi ale noastre și, tot ca o informație suplimentară, cheltuiala pentru un bolnav în cadrul spitalului nostru a fost de 206,23 lei de bolnav, comparativ cu Piatra Neamț, care a cheltuit 165,21, iar pentru o zi de spitalizare, Spitalul Roman a cheltuit 28,54 de lei față de 26,24 care s-au alocat la Spitalul Piatra Neamț. Aceste cheltuieli rezultă atât din cheltuielile cu medicamentele, cu investigațiile și cu alimentația pacientului. De decontat se decontează mai bine serviciile medicale aferente spitalizărilor de o zi. Reprezentanții spitalelor sunt nemulțumiți de modul de plată stipulat de actualele contracte cadru. Putem depăși și ne se decontează spitalizarea de zi, care poate depăși valoarea contractului și se decontează. Ceea ce este peste contract nu se decontează. În principiu, dacă n-ar fi urgență, ar putea fi programată. Dacă nu, în cazul în care este urgență, așa cum știți, 70% din internările noastre provin din urgență, astfel încât asta chiar nu putem programa. Este o discuție care am avut-o chiar ieri cu anumite persoane implicate în activitatea medicală. E un lucru care și o idee importantă în care să ne asociem spitalele și să negociem altfel contractele sau modul în care se pun în dezbatere publică contractele cu Casa de Sănătate trebuie făcute pe realitatea din teren, nu să facem că nu suntem la normă, nu putem face o normă, ceea ce înseamnă partea de urgență, nu o putem prevedea și atunci ceea ce credem noi că va fi internare în spitalizare continuă, dar care provine din urgență, să fie decontată de casă. Anual, spitalele din România înregistrează pierderi sau își diminuează drastic bugetele cu internările care provin din urgențe, dar care trebuie ținute încă sub supraveghere medicală sau tratament. Conducerile de spital apreciază că este nevoie să se asocieze în structuri reprezentative la nivelul regiunilor de dezvoltare ale țării pentru a deveni forțe reprezentative care să intre la negocierile de contracte ca părți direct interesate în gestionarea rațională a fondurilor și așa insuficiente alocate sistemului de sănătate din România.